Senul chiarei sălbatice. Este redat pe numele chiarei sălbatice. Nume sunt foarte importante în Biblie. În ce situație ne găsim cele mai importante nume din Biblie? Botez. În numele Tatălui și al Fiului și Sfântului Duh. Aceasta este o cerință pentru mântuire. Nu există niciun alt nume prin care am putea fi salvat. Deci, ceea ce, dacă am fost să se încurce cu aceste nume, că Iisus Hristos a poruncit. Ce se întâmplă dacă am inventat un nume nou? Apoi, folosit pentru a boteze creștin. Care ar fi? Un lucru salvatice de-a face. Cum ar fi Iisus Hristos simt despre asta? Luca 12, versetul 50. Uite-l. Luca 12, 50. Într-adevăr, am un botez cu care să fie botezați. Și cum am fi în dificultate până când acesta este terminat? Ce se întâmplă dacă am o eliminat din denumirile? Și înlocuiți-l cu ceva complet diferit. În numele Tatălui și al Fiului și a Duhului lui Dumnezeu regizat organizația. O organizație formată dintr-un număr de frați, numărul 1 om. Ce? Tu nu crezi că este o organizație formată dintr-un număr de frați? Citiți pagina 109 din cartea lui Efoma Martorii, proconsul a împărăției lui Dumnezeu. Deci, cum poate o persoană să fie marcată cu acest nume sălbatic? Botez. Martorilor lui Efoma necesită o imersiune completă. În caz contrar, botezul nu ar fi considerate valabile. Deci, ce este ultima parte a unui organism de persoane pentru a merge sub apa? Fruntea sau mana. Deci, de ce este aleator? Uitate la următoarele. Cu atenție!